Bună ziua și bine ați venit! În conformitate cu dispozițiile articolului 134, alineatul 1, litera și alineatul 3, litera din OG numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare și are dispoziții primarului, Comunei Ardioan, numărul 126 din 30-10-2020. Astfel a fost convocat pentru astăzi la ședința ordinară din data de 5-11 la ora 12. Acum, având în vedere sentința civilă numărul 336 din 13-10-2020, pronunțată în dosarul numărul 3567 pe 260 pe 2020 al judecătoriei Moinești și ordinul prefectului județului Bacău numărul 423 din 29-10-2020, prin care ne comunică că sunt îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Local Ardioan, județul Bacău. Ca urmare, a ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, data de 26-10-2020. În conformitate cu prevederea articolului 117, alineatul 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Mărșină Jafă pe 2019, privind codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare, rog pe domnul Popa Gheorghe să depună jurământul. Vă rog să vă ridicați în picioare. Mâna dreaptă, pe așa, și acum, vă dau. Dar nu mai este tot, ci sunt doar jur. Da. Jurământul. Jur să respect Constituția și legile Republicii și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ardioan. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și un dosar în care conține un set de materiale privind extrase din legislația în vigoare. Privind legea numărul 161 pe 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcționarilor publici și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și ale OUG numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, referitoare la al conflictului de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali, precum și extras de legea numărul 176 pe 2020, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice într-un modificare completare a legii 144 pe 2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. Domnul Popa Gheorghe se mânează și un certificat privind votul din data de 27-2020. Și mai aveți aici și un exemplar din declarația de avere și de interese, care vă rog frumos ca în termen de 30 de zile, începând de astăzi, îi va da pentru dumneavoastră, să o completați, să o duceți la primărie. Aceeași chestie este valabil și pentru dumneavoastră care în ședința de investire, nu am apucat să vă mai spun, ați primit un dosar în care aveți obligația ca în termen 30 de zile să prezentați la primărie declarația de avere de interese. Și actele normative care stau în spate, care să studiați, dacă dumneavoastră sunteți într-una din incompatibilități sau conflict de interese în ceea ce privește statutul dumneavoastră. Da. Acum, din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți toți 11. Deci, ședința este legal constituită.
Având în vedere prevederea articolului 138, alineatul 15, din ordonanța de urgență a Guvernului 57 pe 2019, vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Și aici mă refer doar la consilier local care a făcut parte din Consiliul vechi, care sunt în număr de 7. 6. 6. Au fost prezenți. Eu nu contest că nu ați fost prezent, dar dumneavoastră, dacă este să o luăm așa, ați fost lipsită la foarte multe ședințe de Consiliu în care ați adoptat anumite procese verbale. Supun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Deci sunt 5, da? Mai putem o dată, da? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1. Deci 1, 2, 3, 4, 5 și o abținere. Deci cu toate, că procesul verbal a fost adoptat cu 5 voturi și o abținere. Da. Așa este faci domnul de la TV, despre Simonești. Acum, cu părătări cu prevederea articolului 23, aliniatul 1, în ordonanța de urgență a Guvernului 57 de 2019, primul codul administrativ, vă rog să faci propunere pentru alegerea unui președinte de ședință în vederea comisiei lucrurilor pentru o perioadă de maxim 3 luni. Domnul Popa Grădă. Îl propun pe domnul inginer Atănăsoare, care ce a mai făcut o ședință de ședință. Așeță de investiri și eu îl numesc dumneavoastră. Și aș dori să fie și ca o regulă, 3 luni să fie de la PSD, 3 luni de la PDL. Bun. Da. Dacă mai sunt 7 propuneri. Domnul Diaconu Constantin. Propun ca președinte de ședință să fie un consilier Moise Cosmin. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot prima opțiune a domnului Popa Viorel ca președinte de ședință să fie domnul Atănăsoae Ioan. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3. Acum, ca să fie transparent, supun și cea de-a doua nominalizare pe domnul Moise Cosmin. Cine este pentru? Deci cu 6 voturi Moise Cosmin. Deci jumătate cu 1, 6. Așa că rog pe domnul Moise Cosmin să conducă lucrările ședințele. Astăzi și pe următoare 3 luni. Și regula, domnul secretar? 3 luni de la PNL. Da, așa spus, 3 luni, am făcut mențiunea, este și proiect de hotărâre. De acum, ca alegerea președintelui, se face cu bază de proiect de hotărâre. Da. Da, este 3 luni. PNL, și după 3 luni, dacă-mi dați voi, va fi pe PNL? Eu supun spre aprobare. Eu, ca și secretar, eu trebuie să vă supun ceea ce stabilește cu Consiliul Local. Da. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul departamentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, inițiator Victor Diaconu. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Ioan, inițiator Victor Diaconu. Proiect de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. 3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Ardioani, inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Mai avem adresa școlii gimnaziale numărul 1 Ardioani, cu numărul 703 din data de 1 ianuarie 2020, și înregistrate la OAT Ardioani, cu numărul 4509 din 1 ianuarie 2020. Supun spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri.
Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, punct epuizat. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ardioan. Înainte de constituirea comisiilor, vă rog să vă alegeți lider de grup pentru fiecare formațiune politică. PNL, dacă are vreo propunere pentru lider de grup. Doamna Gabi? Vă pe domnul Diaconu Constantin. PSD? Vă rog, o papână. Acum faceți propuneri pentru comisii. Comisia 1 formată din 5 consilieri, Comisia 2 formată din 3 consilieri, Comisia 3 formată din 3 consilieri. Liderul de grup al PNL pentru Comisia numărul 1. Propun pentru Comisia numărul 1 pe domnul Moise Cosmin, Alinca Gabriela și Diaconu Constantin. Pentru Comisia numărul 2? Domnul Macadam Bogdan și Pădurarul Remus. Pentru Comisia numărul 3? Bălan Găliță. Domnul Popa, liderul de grup al PSD, pentru Comisia 1? Comisia 1, domnul Năstase. Haideți să vă spun, poate, ca să știți, Comisia 1 este pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanțare. Da, iar e mare, da. Da? Ca să știți, deci este indicat ca persoane care nominalizat în comisie să țineți scos și de pregătire care o are. Deci, am înțeles. Doi care este? Deci, Comisia de Înrălățare Publică Locală Juridică și de Disciplină Apărarea Ordinii și Bineții Publice și a Dreptului Cetățenilor. Și trei, Comisia pentru Învățământ, Sănătate și Familie, Muncă și Protecție Socială, Activități Social-Culturală, Punte și Protecția Copiilor. Am înțeles. Da. Deci Comisia 1, eu, domnul general Tănăsoaie și... Deci aveți trei, dumneavoastră doi rămân. Da, doi. La Comisia 2 propun ca și președinte pe domnul consilier Năstase, deoarece cred că este cel mai măsură să conducă această comisie. Și după ce va stabiliți președinte. Da, da, da. Năstase? Năstase Constantin și Martin Mitică. Și la Comisia 3, domnul Popa Gheorghe. Pentru că am ca. E cum? Cincere. Dar mai te fac așa, domnul Năstase. Da. Să mai faci, faci numai. Da. Te duc. Păi dacă, de exemplu, luăm de cei ce au declarat domnii de la grupul PNL, are 3 în Comisia 1, are 2 în Comisia 2 și 1 în Comisia 3. Deja au epuizat cei 6 consilieri locali. Da, dumneavoastră, dacă aveți 2 la Comisia 1 și aveți 2 la Comisia... A, da, da, e bine, da, dar... La Comisia 2 și 3 mai. La 3 mai propun și pe domnul Matei, propun și la Comisia 3. La Comisia 2 mai trebuie 1 lucru. La Comisia 2 trebuie 1, da. La Comisia 3 trebuie 2. Da, dar... La Comisia 2 sunt 4 la Comisia... Nu, sunt prea mulți la Comisia... La Comisia 2 deja sunt 4. Deja sunt 4. Păi ăștia sunt consiliere. Dacă vreți, sunt ea. Nu, dar nu, trebuie să... De exemplu, Martin Mitică l-ați propus la 2. Deja Comisia 2 este din 3. Macada Bogdan... Atunci îl propun pe domnul Stațe la Comisia 2 și Martin la Comisia 3. Domnul... Deci Martin Mitică... Comisia 3. Și la Comisia 2, dar este domnul Năstase. Păi, rămân. Așa dai bine domnul Năstase. Rămân. 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 Ăsta și cum ai gândit, n-am aici. Așa. Da, și acum sunt. Deci la Comisia, ca să știi... Dă citire la... E la Comisia 1. Macadam Bogdan, Anica Gabriela, Diaconu Constantin, Popa Viorel, Sătrânsoa Ivan. 5. Da. Cum? La Comisia 1 e Moise. Moise Cosmin. Moise, ce Macadam? Moise Cosmin, da. Da. Deci mai Moise Cosmin, așa, Anica Gabriela, de acolo Constantin, Popa Viorel și Atanasoa Ioan. La Comisia 2, Macadam Bogdan, Pădurarul Remus și Năstase Constantin. La Comisia 3, Bălan Găviță, Popa Gheorghe și cu Martin Mitică. Da?
Domnul secretar, o întrebare. Există o literă de lege care ne permite să avem suplianți la comisie, adică un membru din comisie să facă parte ca supliant și din celelalte comisii? În cazul în care lipsește un membru sau doi dintr-o comisie să poată să treacă amendamentul prin vot? Da. Aviz, vă refer. Da. În conformitate cu articolul 124 din OUG 57 pe 2019 și codul la alineatul 5 spune așa, nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți de către Consiliul Local, avându-se în vedere de regulă opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care desfășoară activitate. În funcție de numărul membrilor Consiliului, un consilier poate face parte din cel puțin o comisie și din cel mult trei comisii, din care una este comisia de bază. Deci, în cazul în care experiența avută în ultimele trei luni de mandatul trecut, am avut o problemă cu comisiile de specialitate. Deci nu s-a putut întruni comisiile ca să poată să acorde avize pentru proiectul ordin de zi. Așa că, deci a propus domnul Moise să facă comisie reunite, explică, după la capăt. Da, deci noi atunci am fost nevoiți să întrunim comisiile reunite ca să putem să se acorde avize ca proiecte de probleme de spasă să treacă. Ei, iar în cazul ăsta, ceea ce spune domnul Moise, deci cei ce ați mobilizat dumneavoastră acum să rămână ca și membri comisii, persoane respective, comisiile de bază, iar dintre dumneavoastră, care sunteți la Comisia 1, puteți să faceți parte și la Comisia 2 sau 3, ca și supliant, deci, în cazul în care nu se întâlnește Comisia din 3 și în spune 2 sau 1, automat supliant se poate să competeze Comisia. Atunci venim cu o propunere la Comisia 2 ca supliant pe doamna Anica Gabriela și pe domnul Diaconu Constantin. Deci la Comisia 1? Nu, la Comisia 2 a spus. Da. Doamna Anica Gabriela și domnul Diaconu Constantin. Diaconu Constantin. Iar la Comisia 3, domnul Macadam Bogdan și domnul Pădurar Lins. Păi ar mai fi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Înseamnă că în cazul ăsta avem comisiile formate din 5 cu respectiv 3 cu 2 supliați la fiecare din cele două comisii. Da, să vedeți. Bun. Supun la vot comisia numărul 1. Cine este pe? Deci toată lumea de acord cu comisia numărul 1, da? Dacă îmi permite, dar de ce nu s-a luat și de la PSD-ul ca supliant? Adică s-a propus de liderul de la PNL. Același lucru trebuia procedura să da, pune. S-a propus să pune la vot. Adică nu e o problemă, înțelegeți? Da, adică da, dacă vrem să fim corect. Da. Faceți propunerea. Cine face propunerea? Tot liderul de grup. Da. Dar atunci ce se pune la vot? Deci atunci, la Comisia 1 doresc să facă parte. Nu, Comisia 1 e completă. Da, e completă, da? Cu titular. Nu, ca și supliant. Și aia două era completă. Erau trei membri. Nu, ca și supliant se mai pot propune. Mă înțelegeți? Și după aia se pune la supliant, pentru că sunt trei. I-am înțeles. Dar Comisia 2 era completă. Și aia două era completă. Dar același lucru se poate cei și de la altă și supune la tot. Ca să fie procedură. Da, ce se propune? Pentru Comisia 2? Pentru Comisia 2. Atănăsua Iorghe și Popa Iorghe. Atenție, Ioan. Atenție, scuze. Și pentru Comisia 3? Atenție, Ioan, cu cine? Și cu noastră. Nu, Popa-Gheorghe. Popa-Gheorghe. Și la Comisia 3, eu, Popa-Gheorghe și Martin Mitică. Dar Martin Mitică este de bază. E de bază. Nu stați. Acum pot să supun la vot Comisia numărul 1, care este formată din Macadam, din Moise Cosmin, Anica Gabriela, Diaconu Constantin, Popa Viorel și Atunța Ioan. Cine este pentru?
Așa, deci nu sunteți deja. La Comisia 2, hai să facem prima propunere a PNL-ului, care este Macadam Bogdan, Pădurarul Remus și Năstase Constantin. În PNL-ul, adică e Gabriela și de acolo Constantin. Așa, nu, ei, după așa care vine cu supliații Anichei Gabriela și de acum Constantin. Asta este prima propunere a grupului PNL. Da. Și bineînțeles că este și Atălpa Ioan și Popa Gheorghe. Cine este pentru? Pentru cei propuși din PNL. Pentru cei PNL. 2, 4, 6, 7. Deci, câteți? 8. Deci 8? Deci pentru 8, 0, 0. Împotriva abținerilor, da? Da. Deci în cazul ăsta, comisia numărul 2, titular, membri de bază sunt Magadan Bogdan, Pădurarul Remus, Năstase Constantin. Ea supleantă este Anichei Gabriela și Deaconul Constantin. Atănăsoaie și cu Popa Gheorghe nu mai sunt supleanți aici. Acum, comisia numărul 3. Dacă vrei să dați citire din nou. Da, Bălan Găbiță, Popa Gheorghe și Martin Mitică. Și propunerea este Macadam Bogdan, ca spuneam, și Pădurarul Remus. Din partea PNL. Din partea PNL. Cine este pentru această propunere? Deci unanimitate. Deci 11.00. Deci comisia este formată din cu membri titulari, cu membri de bază. Bălan Găbiță, Popa Gheorghe, Martin Mitică, ia supleanță Macadam Bogdan și Pădurarul Remus. Dacă dorește cineva să se înscrie la cuvânt? Nu. Aici vă rog să vă alegeți președintele și secretarul pe comisii. Pe comisii. Tot acum? Acum, da. Acum. Da. Ca eu țin organizez aici, am făcut și un proces verbal în care o să nominalizez aici așa cine sunt liderul de grup, da? Deci încheiat astăzi 05-11-2020. Deci, liderul... Deci la comisia numărul 1 propun pe domnul Moise Păzvin. Acum o propunere din partea pe PSD, nu? Da. Domnul Trânsoaie. Cine este pentru propunerea din partea PNL? 6. Da. Din partea PSD. La comisia numărul 2, liderul de grup PNL, vă pun pe domnul Macadam Bogdan. Chiar din partea PSD? Vă pun pe domnul Consilier Năstase Constantin. Cine este pentru propunerea PNL? Pentru propunerea PSD? La comisia numărul 3. Propunere? Las la apreciere PSD. Propune domnul consilier Popa Gheorghe. Dați un aver? Nu. Cine este pentru? Un aver. Deci, la comisia 1, lider de grup. Ăsta prezidit este pe bunul Constantin, da? Moise Cosmin. Da, Moise. Macadam Bogdan, la comisia 1. Da, și la 3. Popa Gheorghe. Și secretar la comisia 1. Anichei Gabriela. La comisia 2. Dar numai Pădurarul Remus. La comisia 3, unde e domnul Popa Gheorghe președinte. Da. Capodeanu să caleagă. Nu alege secretar ca să nu zic. Să vă alege secretar la comisia noastră, la 3. Cei care sunt... Da, deci Popa Martin. Martin Mitic. Cine este pentru? Da, bine, că aici așa se votează între ei. Normal. Da. Este asta bine. Atât, da? Dacă vrea cineva să se înscrie la cuvânt, dacă nu se trece la următorul punct al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Ardeani în persoana domnului consilier Diaconu Constantin, ales pe lista Partidului Național Liberal. În conformitate cu prevederile articolului 152 alineatul 2 și 3, viceprimarul este ales prin vot secret cu majoritate absolută din rândul membrii Consiliului Local la propunerea primarului sau consilierului local. Dacă aveți una noastră propunere? Organizația PSD. Dacă propuneți cineva? Sau poate ați votat în unanimitate? Nu avem nicio propunere, deoarece nu e interesat pentru această funcție și de la PSD nu... Mă dorește nimeni să calideze. La vot, domnul secretar, buletin de vot. Da, am dus să depărăm buletin de vot și... Tot cum se poate vota. Deci, cabinul de vot afară, dacă vreți să votați, pentru votul este secret. Păi, dar scrie acolo așa, când o să fie dat sau nu? Iese ca bine afară, din bugază. Nu-i cazul. Votăm la cabină, da? Da, votăm la cabină. E votul secret, așa se știe. Deschideți ușa și mergeți fiecare la cabină. Păi, de unde vă trebuie? Asta e preferința președintelui. Trebuie să ne urmă. Am uitat urna unui. Urna? Urna, mă pentru că nu s-a obținut aici. Aici avem un nu. Tăiet aici. Aici avem un da. Înseamnă că nu s-a obținut aici. Un da. Șase, șapte, opt, nouă,
Petru. Ușeala lui Cuda, a zis că le dau broșelor. Da, dar acum votul. Deci opțiunea exprimată aici trebuia. Aici este doar ca notă. Așa o subiară. Da. S-o tăia, nu și-o rămas dat, dar normal aici așa. Deci cineva care... Nu pare rău, dar nu... Un vot nu are. Da, deci avem un vot nul și un vot împotrivă. Da. Deci aici să trecem așa. Vot în tine așa, vot în tine de vot 9. Da, 1 nul și 1 împotrivă. Da. Mi se dă cuvântul noului viceprimar. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau, în primul rând, să mulțumesc că noi vă veniți în cadrul Consiliului Local Arăvari. Să urez mult succes domnului primar în noul mandat. Și să vă mulțumesc pentru votul de încredere, care mă onorează, dar totodată mă obligă la mai multă muncă pentru a ne realiza obiectivele propuse și sper din tot sufletul ca, indiferent de culoarea politică, să punem umărul toți pentru bunăstarea comunei Ardeoani și pentru ca cetățenii acestei comune să fie mulțumiți de realizările noastre. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc de suflet. Bun. Avem adresa școlii gimnaziale numărul 1 Ardeoani, cu numărul 703 din data de 1.9.2020 și înregistrate la UAT Ardeoani cu numărul 4.509 din 1.9.2020. Vă rog să faceți propuneri pentru... În adresa respectivă, ca să se referă la alegerea unui reprezentant din partea Consiliului Local, ca să facă parte din Consiliul de Administrație la școala gimnazială numărul 1 Ardeoani. Nu vreau să faceți probleme. Domnul Bacadam? Eu vă pun pe domnul Maise Cosmin. Domnul Popa? Vă pun pe domnul Anastasie Constantin. Domnul Depo? Deci, domnul Bacadam, Bogdan, pe domnul Moise Cosmin, domnul Popa Iulia, pe? Domnul Anastasie Constantin. Anastasie Constantin. Să puneți, dacă nu mai se dați propunere, să o puneți în ordinea. E aceeași propunere și-o domnul de acolo, nu? Nu. Să pun la vot propunerea domnului Macadam. Nu este pentru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci, 6 pentru. Băneți dumneavoastră sunteți în abțin, sunteți împotrivă, nu? Ca să știu cum mă gândesc aici. Deci, avem altă propunere. Propunerea domnului PSD? 5. 5 pentru. Deci, dorește cineva să se înscrie la cuvânt? Deci, știți acum, deci 6 la 5. Deci 6 sunt pentru Moise și 5 pentru domnul Năstase. Deci, domnul Moise va fi, face parte ca membru în Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială Mihai Bunăstase. Dacă dorește cineva să se înscrie la cuvânt? Fiind epuizate toate problemele la ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței.